prieteni, uh, așa cum am promis, vine și partea a doua analizei impactului războiului uh, din Ucraina asupra noastră, ca persoane în particulare, ca și consumatori, ca și actanți în uh, jocul acesta uh, ale economiei naționale și internaționale. Din păcate, analiza asta vine destul de târziu, suntem în ziua 19-a conflictului cu Ucraina și chiar nu am avut timp, am fost prins în tot felul de alte urgențe și lucruri care trebuiau terminate și nu am apucat să fac această analiză. Practic, tot ce se întâmplă în jurul nostru, uh, lucrurile pe care le vedeți și le simțiți pe pielea voastră, uh, le-aș fi anticipat uh, în, uh, în uh, această analiză, partea a doua analizei, dar ea a fost prefigurată de uh, aspectele legate de cum vor evolua prețurile la petrol, gaze naturale și diferite alte tipuri de materii prime și materiale și produse finite. O să încerc acum să dau niște date legate de aceste procese și să încercăm să vedem ce se va întâmpla în timp, eu știu, pe un orizont de timp scurt și mediu, adică până la sfârșitul anului. O să ne uităm prima dată la rata dobânzii de politică monetară, de o dobândă de politică este din 2011 um, egală cu rata bândii de referință. Asta înseamnă că este dobânda de la care se pleacă în momentul în care se uh, calculează uh, ratele la creditele uh, pe care le plătim cu toții cei care avem uh, credite. Și ce observăm? Observăm că după un uh, minim uh, în 6 august uh, 2020 în care Dăbânda de politică monetară erau 1,5. Înregistrăm o creștere accelerată a dobânzii. Dacă te uiți cu atenție aici, vei vedea că au fost 3 modificări ale ratei de dobânzii în 2021, iar acum suntem în februarie și de ave deja avem două modificări. Deci s-a modificat de la. 1.75 cât a fost modificat în 10 noiembrie 2021 la 2 și la 2.5 la 2 în 11 ianuarie și la 2.5 în 10 februarie lucrurile se accelerează și o să vezi că lucrurile astea o să se accelereze și în continuare în funcție de situația generală la facilitatea de creditare este o situație similară de la 2,5 în noiembrie 2021 până la 3,5 în februarie. Asta e de fapt o bânda care ne interesează pe noi cei care avem credite. Cum se traduce asta? Deja probabil ați simțit imediat după începerea războiului din Ucraina, dacă aveți rate și le-ați plătit, deja suntem în 14 martie, depinde cum este setată data la care îți plătești dobând, dar deja dobânzile fiind mai mari ai simțit că rata ta este mai mare. Problema este la cei care sunt supra deci au rate la credite care acoperă destul de mult în procente din câștigurile lor, eu știu 30% 40% 50%, 50 poate chiar și mai mult. Cu cât ești mai îndatorat cu atât vei simți mai tare această povară pentru că o să vedeți este... Un, un, o situație concert, concentrată, în sensul că se modifică numai rata la dobândă, dar și sunt alte uh, prețuri care cresc, deci, automat, uh, situația este că observ că nu, nu mai ai atâția bani cât ai avut în, înainte, sau poate chiar vei ajunge pe un uh, buget negativ, adică vei fi ob obligat să cheltui mai mult decât uh, ești în stare să, să produci, pentru că ratele sunt foarte mari. Și celelalte prețuri la produse și servicii, mai ales la alimente și uh, la energie și așa mai departe, care sunt chestii care trebuie să le, uh, să le plătești, sunt uh, extrem de mari. Deci asta este prim, uh, prima prima uh, uh, etapa analizei, deci e clar că au crescut dobânzile și probabil vor crește în continuare pe măsură ce situația se deteriorează pentru că uh, s-ar părea că există o Continuare a războiului uh, din uh, Ucraina. Acum, sigur, uh, chiar la ora la care uh, fac acest video, sunt negocieri între uh, ucrainieni și ruși. Uh, cred că e a patra rundă de negociere, dar nu pot să știi ce se va întâmpla și dacă se va ajunge la un acord și în ce măsură acordul respectiv va influența sau nu uh, situația economică și financiară uh, locală, europeană și internațională. Hai să ne uităm un pic la evoluția prețurilor uh, la benzină și motorină în România. Dacă în 2020 am avut, uh, mi amintesc uh, în perioada respectivă, în aprilie în 2020, la începutul pandemiei, un preț de 4,27 de lei la aproximativ 4 lei și ceva uh, la benzină și motorină. Acum suntem uh, de câteva zile în zona prețului de uh, 8 lei plus minus la benzină și motorină în funcție de tipul de benzină, cifra octanică și de tipul motorinei dacă e aditivată sau nu. Acest lucru este în concordanță evident cu prețurile petrolului care au crescut, au avut iarăși un minim undeva în zona asta. În 2021, poate chiar și mai înainte în 2020 și prețurile au ajuns uh, destul de mari, aici e ai vorba de uh, cotațiile barilului de țiței Brent uh, mai este și prețul uh, barilului de țiței uh, obișnuit care este, se învârte în jur de 100, a, este în, a, este în RON aici, da deci el este în jur de uh, Uh, a fost în jur de 100 și vreo 20 și vreo 30 de, uh, de dolari a scăzut asta uh, în zilele acestea până undeva la 110-113 dolari și, deci toată evoluția asta este în concordanță cu uh, uh, creșterea prețului uh, uh, pe parcursul evoluției negocierilor sau mă rog a situații dinainte de declanșarea războiului decl războiul s-a declanșat aici în 24 ianuarie și uh, nu, nu, nu în, 20 și, da, în 24 ianuarie și prețul a crescut brusc după care uh, a înregistrat această uh, zonă foarte, foarte abruptă de creștere și acum a avut o corecție din cauza faptului că se vorbește despre negociere de pace și se lumea încearcă să fie optimistă, plus că au apărut tot felul de resurse noi uh, prin care se va crește uh, producția de petrol, se vorbește de Venezuela, se vorbește de alte uh, state din zona golfului care sunt dispuse într-un fel sau altul să mărească uh, producția de petrol. Și acest lucru a impactat prețul care a înregistrat o scădere. Asta este uh, prețul la benzină. Ne va, uh, ne va deranja acest lucru nu numai atunci când mergem la uh, la pompă și vom alimenta. Hai să zici că asta ar fi o situație, nu mai mergi cu benzină la serviciu, te duci cu uh, tramvaiul sau cu bicicleta sau pe jos în funcție de distanță. Problema este că benzina este uh, și motorina, mai ales motorina, sunt carburanții care se folosesc la transporturi, începând de la transporturile maritime până la transporturile uh, cu camioanele și uh, la, în cazul uh, combustibilor special de avion cherosenul, pentru... Avioane. Și e vorba de faptul că acest trans prețul transportului crește uh, prețul pe ansamblu al tuturor produselor și serviciilor pe care noi le achiziționăm. Deci, uh, e un impact la nivel general asupra uh, produselor și serviciilor, pentru că toate conțin uh, aspectul ăsta în preț al transportului ce să zic gaze naturale, da? Suntem în, spre sfârșitul iernii, suntem sperăm să intrăm în primăvară acum, cu toate că în ultima săptămână am avut temperaturi cu minus în timpul nopții, deci încă este foarte rece. Uite cum a evoluat prețul prețul gazelor naturale față de anul trecut în ianuarie, ianuarie anul ăsta a fost preț de 1074 de lei pe megawatt. Or um, și aici am avut în ianuarie 92 în ianuarie 2021, ianuarie 2020 106. Diferența nu e foarte mare, dar uite ce s-a întâmplat. În ianuarie pe fondul acesta al începerii sau mă rog temerii de începere a războiului, în februarie nici nu e pus, e extraordinar de mare, a mai scăzut uh, între timp, ei prefigurează uh, un preț mai mic în martie, probabil din cauza faptului că, uh, cu toate că e frig, nu știu de ce prefigurează ei acest preț, că sc va scădea consumul, dar nu scade. Și bineînțeles, pe măsură ce timpul trece și lucrurile se vor agrava, probabil dacă se continuă ostilitățile militare și se va adânci această criză de aprovizionare a comunității europene. Va crește prețul și mai ales în lunile următoare, sigur, consumul este mai mic la nivel de populație, dar ar trebui să fie destul de mare la nivel de industrie, pentru că o mulțime de ramuri industriale folosesc gaz natural inclusiv pentru producția de diferite uh, materiale. Deci, practic de 10 ore a crescut prețul. Asta ne lovește pe toți, evident și uh, direct în prețul de la gazul cu care ne încălzim sau poate uh, facem de mâncare, dar și, cum am zis, la unele uh, produse pe care uh, acest gaz natural le incorporează într-o formă sau alta. Hai să vedem cum stau uh, lucrurile în general față de uh, în februarie 2022, față de să zicem februarie 2021, acum un an, da? Acesta este uh, indicele uh, prețurilor de consum total general, indicele de prețurilor de consum pentru mărfuri alimentare, nealimentare și pentru servicii uh, este de pe uh, sunt aspecte statistice care sunt date la de către Institutul Național de Statistică. Deci acest uh, indice uh, al prețurilor de consum, da, indicele prețurilor de consum lunar incorporează uh, tot felul de lucruri pe care noi le cumpărăm, le consumăm și să vedem cum variază aceste prețuri. Dacă dăm pe perioada aceasta, deci 2022 februarie comparativ cu 2021, vom avea că indicele total al prețurilor de consum a crescut uh, cu 8,53%, al mărfurilor alimentare cu 8,84, al warfarin nealimentare cu 9,33% și al serviciilor cu 6,0%. Acum, prețurile astea ți se par, e, sunt un pic greu de perceput, să zicem cu 9%, 10%, asta înseamnă că dacă înainte cumpărai un lucru cu uh, 10 lei, îl vei cumpăra cu 11 lei față de februarie anul trecut. Dar noi știm din experiența noastră personală, în momentul când mergem uh, la supermarket, știm că unele prețuri au crescut enorm de mult, mult mai mult decât ne spun aceste statistici. De unde vine diferența? Din uh, faptul că uh, aceste statistici. Uh, cum, cum zicea, din păcate nu mă amintesc de unde vine citatul ăsta dacă vrei să minți să, uh, științific angajează cu un uh, statistician Deci, uh, și de modul cum se calculează aceste, uh, aceste prețuri și de ce se introduce în, în uh, ce înseamnă pentru statisticieni mărfuri alimentare, pentru că nu sunt în stare să pună tot evident toate tipurile de mărfuri, toate mărfurile alimentare existente și poate anumite tipuri și așa mai departe. Deci în funcție de metod metodologia de lucru apar aceste, aceste cifre, dar noi simțim pe pe propria piele că e mai multă decât atâta, de un 10% față de anul, uh, anul trecut. Uh, lucrurile, deci practic când te duci și cumperi orice, deci, pe lângă faptul că plătești mai multe rate la bancă pentru credite pe care le ai, în general plătești mai mult pentru toate lucrurile pe care le cumperi, pentru că ele conțin transport, pentru că în general se scumpesc materiile prime și materiale din care sunt făcute și așa mai departe. Mai mult decât atât, la anumite tipuri de mărfuri care sunt, încorporează microprocesoare, adică de la telefoane, mașini și ce vrei tu mai nou și eu știu, am observat niște reclame la fie, fierul de călcat care citește cu nu știu ce pe acolo, nu mai zic de uh, aspiratoarele care cu laser îți spun cât de tare trebuie. Deci, controlează fluxul de aer în funcție de cât de murdarie e pe jos. Deci, toate acestea conțin microprocesoare. Încă din 2021, după cum vezi uh, aceste informații din aprilie, octombrie, septembrie, noiembrie, mai, exista această criza mondială a microcipurilor. Cauza e un lucru e, un pic mai complicat de ce a apărut această e, criză e, foarte, foarte pe scurt, pentru că în general toți producătorii de microcipuri au un o marjă de e, o marjă de profit destul de mică și a venit așa un fel de situație în care o, o parte dintre acești mari producători de Mă rog, nu neapărat mari. Acest producător de microcipuri din zona uh, asiatică, pentru că acolo se produce foarte mult, au intrat în faliment. Dintr-o dată nu s-a mai produs cât a fost necesar și au crescut și uh, prețurile la metale, inclusiv la metalele rale. Și s-a întâmplat chestia asta. Și peste această nebunie a venit uh, războiul iar atât Rusia cât și Ucraina sunt furnizori de anumite elemente foarte importante pentru microcipuri Două dintre ele sunt, este paladiul și, și, altul este neonul. Paladiul se folosește în cadrul microcipului, iar neonul se folosește pentru laserele cu care se taie, se taie se grabează microcipurile de deci ce mai mult o să crească? Ce se întâmplă cu chestia asta? Ați văzut dacă ți-ai luat mașina sau dacă nu neapărat. Eu mi-am luat laptop anul trecut și am văzut prețurile, fă, deci, dar n-am avut ce să fac, trebuia să-mi iau un laptop și erau cam cu 50% mai, mai mari decât anul trecut. Acum o să fie și mai mari prețurile la laptopuri, la uh, mașini, plus că nu se mai produc atâtea mașini din cază că nu există microcipuri, asta crește în sine, oferta scăzută produce o creștere a prețului și așa mai departe. Deci e o chestie în lanț. Da? Deci dacă îi trebuie să-ți ceva legat de microcipuri, așteptați să plătești un preț mai, mai mare. Uh, <laughs> deci aici si vai de mine, pentru că eu sunt prină. Uh, Plină investiții imobiliare acum și ce să-ți povestesc deja. De fapt, investițiile imobiliare pe care le fac le-am făcut în ultimii doi ani sunt practic într-un proces continuu de uh, accelerare a investițiilor și probabil dacă lucrurile merg bine anul ăsta va fi prima dată când voi avea două investiții imobiliare pe oră în același timp, dar n-am ce să fac, adică să ne înțelegem. Uh, Anumite lucruri trebuie să le faci indiferent de ce se întâmplă, dar e, te lovește rău de tot, adică cum spune și aici, a dat peste cap bilanțul companiilor uh, deja din 2021, adică să faci niște calcule și ajungi la concluzia că nu mai ai banii pentru calculele respective. Singura soluție este să ai un cash flow foarte bun, sau să mărești cash flow ceea ce am făcut eu în ultimii ani ca să poți să susțin creșterea asta de prețuri. Deci este așa, o noapte minții. Uh, Prețurile, de ce cresc prețurile la materiale de construcții și evident că o să crească și pe metru pătrat la, și prețurile apartamentelor? Foarte simplu. Păi gândește-te că uh, cimentul se face, ai nevoie să arsă în pietrele alea din care se fac materia primă, se face cu căldură, cu gaz metan. Păi gaz metan, ai văzut, față de uh, ianuarie 2021 a crescut de 10 ori. Uh, fierul, fierul beton. Deci, acum trei zile sau patru zile mi s-a spus că a crescut cu un leu prețul la fierul beton. Și că asta e un procent destul de mare dacă te uiți procentual. De ce? Păi cei mai mari producători, de cei mai mari producători de fier și, și produse de fier, au fost Ucraina și e și Rusia. Va trebui să cumpărăm fier de altundeva, de unde e fier beton pentru construcții, de unde, unde este mult mai scump. Și uite așa, crește prețul la transport și mai departe deci prețurile la... deci este ceva ce cum să zic cine e în domeniul ăsta fie că ești dezvoltator fie că ești investitor ca mine deci știe chestiile astea din primă deci este absolut cum să zic eu dincolo, deci de, de orice chestie normală. Deci e o cascadă așa la creșterea prețurilor. Dar dacă ești implicat în în, în chestiile astea și mai ales deci de, de exemplu, eu sunt acum într o uh, investiție imobiliară uh, pentru uh, un imobil pe care îl dau uh, în închiriere. Deci ca să mi produc un cash flow. Eu trebuie neapărat să termin această investiție. Da, am bugetat o era pe rol, Acum e în desfășurare, prețurile încrez de la o zi la alta, dar trebuie să o termin. De ce? Pentru că după aia voi avea un imobil care produce un venit pasiv, care îmi produce un cash flow și cu care acest cash flow eu pot să fac următoarele investiții imobile. Deci sunt, cum să zic, eu sunt obligat și. Na, asta e situația și nu ai ce să faci. Nu, nu e chestie să, să. nici măcar nu are rost să te plângi. Dar trebuie să găsești soluții pentru ca să meargă lucrurile mai departe. Deci uite-te câte e, lucruri se întâmplă e, de la un război între doi actori. E adevărat important, Rusia e unul dintre cele mai mari țări și o pondere enormă în, în legăturile cu, cu uh, comunitatea europeană, dacă ținem seama de cât petrol și gaze luăm de la, de la ruși și Ucraina care la rândul ei este o mare producătoare de diverse Ucraina produce împreună cu Rusia 40% din uh, semințele sau uh, uleiul vegetal din semințe la nivel mondial, deci este ceva ce un impact extraordinar ei deja, ultimele date care le-am auzit acum spun că uh, se reduce cu o treime PIB-ul Ucrainei, eu cred că mult mai mult decât atât, trei prea puțin. Uh, deci se, produce, se produc foarte multe grâne în Ucraina care merg, e adevărat, nu vin spre zona noastră, se duc spre Egipt, se duc spre uh, zona Orientului Mijlociu, oamenii ăia nu știu de unde să mai cumpere și la ce preț să mai cumpere grâu. Pentru că grâu ucrainean era ieftin, acolo cine să mai are pământul, chiar am auzit o, o, o veste că un uh, fermier Uh, ucrainian avea uh, angajat, deci avea multe, uh, multe terenuri și avea angajat pe sezon 1000 de oameni, acum are 200 dacă îi va avea, dacă nu se mai întâmplă și mai rău decât atâta și are doar o treime din uh, uh, necesarul de motorină ca să facă lucrările și în plus ce, vin rușii, asta e pe partea aia unde încă nu s-a atacat, în zonele unde este război, ce vorba? Ce vorbești să, să fie vorba de producție agricolă și așa mai departe, lucrurile sunt deci ne impactează enorm, toată lumea zice ce, de ce să ne stresăm că nu e război în România, nu e, dar uite-te că e în coasta noastră, da, într-o țară care este vecină cu noi și uite-te în ce moduri multiple influențează lucrurile, asta ce se întâmplă, mulți oameni o să producă, o, o, o să fie mai prost plătiți din cauza situației respective și în același timp cu toții o să plătim mai mult pentru ceea ce consumăm, da? Deci toate chestiile astea sună a recesiune și sună a probleme majore care ne așteaptă în viitoarele luni. Dacă ar fi să fac o previziune, deși nu sunt analist economic și... Dar toată lumea asta zice, ce am citit în ultimul timp, zeci de articole și analize, lumea zice că probabil în 6 luni un an lucrurile o să înceapă cumva cumva să se pună să se vor găsi noi modalități prin care să se uh, refacă lanțurile de aprovizionare la uh, aceste materii prime și materiale care lipsesc din cauza că cei doi mari actanți ai războiului Rusia și Ucraina nu mai pot să producă sau sunt în cum e Rusia sunt în într un fel de embargo dar prețul o să rămână mare, Deci va trebui să ne, să ne adaptăm uh, Nu sunt vești bune Asta e situația Depinde foarte, foarte mult de ce se va întâmpla În viitor, în cadrul conflictului Dacă se oprește, în ce condiții Dacă continuă Ce se mai întâmplă la nivel de uh, Teatru de rau, operațiuni Nici nu știu cum ar putea să influențeze Eu știu, folosirea un, Unor arme tactice nucleare Adică aruncă câte o bombă de mici dimensiuni Bombă nucleară într-un Uh, într-o zonă sau alta într-un oraș din ăsta, eu știu, asupra Chievului să zic, sau la uh, nu știu, la Harkov unde se bat de trei săptămâni și nu reușesc să cucerească un oraș cum e Harkov da Păi, ce să zic ce să zic de praful radioactiv și așa mai departe, compromiterea uh, recoltelor uh, că dacă bate vântul spre noi se va întâmpla, deci sunt foarte multe lucruri pe care nu putem să le luăm în calcul pentru că nu le cunoaștem, nu cunoaștem cum se va, uh, cum va evolua situația, o să vedem ce o să se întâmple și în funcție de asta. Ce pot să spun cu siguranță este că în viitoare, deci trebuie să te gândești în primul rând să, să găsești surse de venit noi, asta e foarte deci eu asta m-am gândit și acționez continuu, surse de venit noi, doi managementul cheltuielilor reduce cheltuielile cât poți de mult, uh, schimbă furnizorii ca să cumperi chestii dacă e posibil, cu aceeași calitate, dar prețuri mai ieftine la servicii, la optimizează tot ce înseamnă uh, uh, cheltuiele. Da? Vezi ce rezerve ai, uh, e foarte important uh, în, în, în perioada asta. Capacitatea noastră de adaptare la situații economice deosebite va fi foarte puternică, de stat. Deci, trebuie să înțelegi că va trebui să te adaptezi tu și familia ta și trebuie să faci chestiile astea, să iei aceste. Măsuri acum să te gândești să faci niște calcule să vezi dacă îți ajung banii să vezi dacă sunt rezerve să renunți la concedii să renunți la anumite cheltuieli mari care nu sunt esențiale care vrei să le să le faci așa mai departe. Trebuie să te uiți foarte foarte atent la chestiile astea pentru că e o, un grad de incertitudine și un grad de evoluție negativă cum de mult n am mai văzut în părerea mea personală este că deci eu acum. Cu toate că stau mult mai bine decât în 2008, ca și rezerve financiare și să devenim multiple, mi se pare că situația este mai dificilă decât în 2008, când a fost criza financiară, pentru că este criză după criză. Deci, după 2 ani de pandemie, vine război. Deci, e așa o, o nebunie. Deci, eu îți recomand să iei foarte în serios uh, situația și să te pregătești financiar pentru ceea ce veni, va veni, pentru că va veni o situație și să să zicem așa timpuri interesante, va trebui să ne adaptăm cu toți. Îți mulțumesc pentru atenție, dacă ai avut nervi și răbdarea să mă asculti până acum, îți urez succes în, eu știu, a găsi noi surse de venit, în a optimiza cheltuielile și sper să, să, fie bine pentru toți și în primul rând, în primul rând, sper să se facă pace. Sunt Luca Dezmir, toate cele bune, ne auzim la viitoarele video.